Vă salut, dragi prieteni! În minutele care urmează, vă propun să vizionați un documentar interesant, având ca temă istoria mafiei italiene și miturile sale. Cine este mafia? Mafia este o asociație teroristă secretă, care de obicei practică șantajul și asasinatul, care reprezintă un grup de persoane ce își apără reciproc interesele, fiind legate între ele prin preocupări comune. Organizația și are originea din Sicilia și a apărut în 1282, când ea se afla sub domnia sângeroasă a lui Carol I al Neapolelui, țăranii creând o armată proprie denumită Mafia, Mortea la Francia Italianella, sau în traducere, Moarte Franței strigă Italia, conform strigătului lor de luptă. Până în secolul al XIX-lea, mafia a luptat împotriva tiraniei și pentru păstrarea tradițiilor locale, îndreptându-se ulterior împotriva ineficienței administrației, utilizând adesea forme cu caracter banditesc. Ea a apărut și în Statele Unite după 1930, datorită masivei migrații italiene, sub denumirea de Cosa Nostra, patronând și aici crimă organizată. Cu timpul și-a modificat modul de manifestare, prosperând în special la orașe pe seama contrabandei și a taxelor de protecție percepute pe activitățile economice. Acționând și în alte regiuni italiene, ea a stabilit legături cu alte organizații criminale, reușind să se infiltreze adânc în sistemul relațiilor sociale. În ultimii ani, mafia și-a extins sfera de activitate, și anume traficul de droguri, contrabanda cu arme, pariuri clandestine și bazându-se în special pe corupția aparatului politico-administrativ și juridic, ceea ce i-a adus venituri fabuloase și a transformat-o într-un flagel natural. Mafia este o organizație criminală secretă, fiind totodată una dintre cele mai periculoase și complexe grupări de crimă organizată din istoria recentă. În anul 2007, s-a estimat că mafia a devenit una dintre cele mai mari afaceri din Italia, având o cifră de afaceri de 120 de miliarde de dolari pe an. În noiembrie 2010, mafia avea o cifră de afaceri de 130 de miliarde de euro și o rețea de 180.000 de comercianți implicați. Un centru considerat important al organizației este orașul Corleone din Sicilia. De fapt, această localitate a dat cei mai importanți nași mafioți din toată istoria ei. Don Corleone, Don Genovese, Don Calo, Don Rina, Don Mancini și alții. De unde vine totuși denumirea mafia? În secolul al XVII-lea, mafia definea un fel de vrăjitoare care practica magia albă. Mai târziu s-a descoperit într-un dicționar al dialectului sicilian termenul mafia, care avea mai multe semnificații ca tâlhărie sau mizerie crâncenă. De asemenea, termenul mafiot era echivalent cu sărac lipit pământului, plin însă de îndrăzneală și siguranță de sine. În lucrarea Mafioții din Vicaria, semnată de Galtano Mosca și Giuseppe Rizzotto, publicată în anul 1863, termenului mafia îi se atribuie pentru prima dată sensul cunoscut astăzi de organizație criminală. În anul 1882, Viespile Siciliene a fost considerată prima organizație mafiotă. Aceasta era o organizație secretă care lupta împotriva ocupației franceze. Tot de atunci se consideră că termenul mafie ar corespunde prescurtărilor cuvintelor lozincii Mortea la Francia, l'Italia arde, așa cum am descris mai sus. O altă variantă a originii termenului ar avea legătură cu o legendă siciliană. Organizarea mafiei și răzvrătirea siciliană împotriva ocupației franceze a fost declanșată când un soldat francez, în timpul vecerniei, ar fi violat o siciliancă. Mama fetei necinstite ar fi strigat pe stradă, mafia, mafia, fica mea, într-un dialect sicilian vechi. Acest incident ar fi dus la izgonirea dinastiei de Anjou din Sicilia. În altă carte, Confesiunile unui cap al mafiei, scrisă de Philip Carlo, acesta afirmă că termenul mafia, scris cu M mic, înseamnă bărbat de onoare, cineva care merge mândru cu capul sus și privirea înainte, pe când cuvântul mafia, scris cu M mare, avea să fie asociat cu timpul familiilor de crimă organizată cunoscute și în prezent. Primele grupări mafiote. Primele organizații mafiote tradiționale au apărut în comunitățile sătești, pe la începutul secolului al XVIII-lea, având ca arie de acoperire Sicilia.
Chiar și astăzi, comunitățile rurale constituie punctul de plecare în formarea bandelor criminale, ca modele de organizare, metode și tehnici de impunere. Mafia italiană funcționează prin respectarea sferelor de influență, a zonelor, prin respectarea legii tăcerii, adaptabilitatea la noile condiții. Însă o caracteristică importantă a mafiei o reprezintă interconexiunile cu puterea politică. De asemenea, mafia italiană are relații de afaceri cu alte organizații criminale, cum ar fi cartelurile columbiane sau triadele chinezești. Mafia italiană a apărut în Sicilia, răspândindu-se și în Roma, Milano, Napoli și Torino. Din cauza emigrărilor masive din această țară, mafia s-a extins, ajungând și în Austria, Statele Unite, Canada și Australia. Conform istoricului Paolo Pezzino, mafia este o organizație care nu se mulțumește doar să activeze în anumite domenii de interes criminale, ci vrea și să-și impună autoritatea asupra anumitor autorități publice în teritoriile pe care vor să le controleze. În prezent sunt trei mari ramificații ale mafiei: cea clasică, siciliană, denumită chiar mafia, cea calabreză, Camorra, și cea inițiată în Corleone, Sicilia, apoi stabilită și dezvoltată în Statele Unite ale Americii, Cosa Nostra. Cosa Nostra. În trecut, Cosa Nostra era considerată ca fiind o organizație rebelă care apăra locuitorii Siciliei de ostilitatea guvernului italian, dar și a invadatorilor. După Revoluția din anul 1848 și cea din 1860, Sicilia a fost serios afectată. Primele grupări mafiote au fost de fapt niște bande mici înarmate care se implicau în revolte. Istoricul John Dickey pretindea că principalul factor care a condus la haos a fost cauzat de distrugerea evidențelor poliției și prin asasinarea polițiștilor care încercau să restabilească ordinea. Atunci când a fost investit noul guvern, acesta a conștientizat riscul reprezentat de bandele criminale și a aplicat o serie de măsuri care să elimine aceste amenințări. Însă pe la jumătatea secolului al XIX-lea, Cosa Nostra a reușit să-și rafineze tehnicile și metodele de acțiune. Astfel a ajuns să protejeze vastele plantații de lămâi și proprietăți ale nobilimii, devenind o afacere prosperă, dar periculoasă. Inițial, orașul Palermo a intrat în zona de influență a mafiei, treptat această zonă, extinzându-se în toată partea de vest a Siciliei. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, bandele mafiote s-au hotărât să se organizeze pentru a reduce riscurile, apărând astfel Cosa Nostra. Cosa Nostra are la bază familia, denumită astfel după teritoriul pe care îl controlează. Fiecare familie este condusă de un capo familia secondat de un asistent denumit consilierii și de capidecina. Un capidecina controlează activitatea unui grup restrâns de oameni de onoare. Conducerea mafiei, cunoscută și sub numele de onorata societate, este organizată sub forma unei piramide, asemănătoare cu cea din marile companii moderne. Capo di tutti capi, șeful tuturor șefilor. Capo di capire, titlu care este acordat în semn de respect unui membru senior sau retras a mafiei. Capo crimini, cunoscut drept don sau nașul unei familii. Capo bastone, este cel de-al doilea rang după capo crimini. Consiliere, consilier sfătuitor. Contabile, contabil. Capo regimo sau capo decina, locotenent care conduce un grup de cel puțin 10 soldați sau zgarista. Zgarista sau soldato, soldații care duc la îndeplinire asasinatele comandate. Picciotto, întăririle soldaților. Giovane d'onore, membru asociat al mafiei, de obicei fără să aibă vreo origine italiană. Camorra napolitană. Instalată în provincia Campania, Camorra desemnează societatea secretă a răufăcătorilor napolitani, compusă dintr-o serie de organizații locale, aflate adesea în opoziție. Camorra s-a consacrat mai ales traficului de droguri, în particular de cocaină. Este alcătuită din 236 de clanuri mafiote și are o cifră de afaceri de 30 de miliarde de euro anual, conform unor date din anul 2010. Legea de bază, omerta, legea tăcerii. S-a afirmat pe bună dreptate că puterea mafiei nu stă nici în armele sale, nici în abilitatea oamenilor săi și nici în deasa rețea de complicități pe care o alimentează, ci în respectare cu sfințenie a legii tăcerii. Itașe campa,
Cine tace, trăiește. Este o normă atât de generală încât a devenit tipică pentru grupurile mafiote din întreaga lume. Este de notorietate și celebru exemplul mafiotului irlandez Frank Gasenberg, găsit împușcat în noaptea de 14 februarie 1929 și care cu ultimele puteri răspunde întrebărilor poliției. Împușcat? Nimeni nu m-a împușcat, sergentule. Există și o anecdotă celebră italiană. Profesorul de istorie: elev Pepino, spune-mi cine l-a asasinat pe Iulius Cezar. Elevul Pepino: nu știu nimic, n-am văzut nimic. Termenul de omerta este de origine siciliană și originele sale s-ar afla în latinescul humilitas, umilință, devenit cu timpul umierta, apoi omerta. Codul tăcerii reprezintă și azi o formă extremă de loialitate față de cauza mafiei. Nu e permis să vorbești poliției nici măcar despre cel mai înverșunat inamic al tău, chiar dacă el nu este un mafiot, orice trădare fiind considerată rușina maximă care se poate abate asupra unui om de onoare. Pedeapsa este una singură, moartea. Iar cei care intră în mafie știu că nu mai au decât această singură ieșire. Din mafie nu se demisionează niciodată. O părăsești doar mort. Omerta e relativ asemănătoare cu celălalt principiu de bază al lui mafiot. Che surdo orbe tași, campa cent'anni in pace. Cine surd, orb și mut, va trăi 100 de ani în pace. Ritual de inițiere. De-abia în anul 1957 a reușit poliția italiană să afle secretul ritualului de inițiere al unui mafiot în rândul unei organizații criminale. A fost de fapt mărturia unui pentiti, mafiot renegat, a unui trădător, Giuseppe Lupino, arestat la 10 aprilie 1957. M-au legat la ochi, dându-mi un obiect arzând, trebuia să-l trec dintr-o mână în alta pentru a nu mă frige. Mi-au spus că e un ritual sacru, iar apoi mi-au făcut o împunsătură în degetul arătător pentru a sângera. În final m-au pus să jur. Jur să nu trădesc familia și să respect toate ordinele ce-mi vor fi date. Cine trădează va muri. Câteva zile mai târziu de la această confesiune, trupul lui Giuseppe Lupino a fost găsit ciuruit pe un teren viran. Încălcase omerta și primise unica pedeapsă, moartea. Armele secrete ale mafiei siciliene. Cea mai cunoscută armă a mafiei siciliene este lupara, pușca de vânătoare folosită inițial la vânarea lupilor. Cu țeava retezată, astfel încât să poată fi ascunsă în haină sau chiar legată de picior, departe de ochii potențialelor victime, lupara se face vinovată de cele mai multe crime din istoria mafiei italiene și chiar a cele italo-americane. Tot de la lupara provine și termenul lupara bianca, expresie asociată cu crimele Cosei Nostra, în care cadavrul este făcut dispărut în mod deliberat. Cele mai multe victime ale luparei nu au mai fost descoperite niciodată. În fapt, abia în secolul 20, autoritățile italiene au reușit să descopere un veritabil cimitir ascuns într-o râpă, în care cadavrele celor ucis de lupara fuseseră acoperite cu var de-a lungul a 10 sau poate chiar sute de ani. O altă armă asociată prin tradiție cu mafia este celebrul Tommy Gun sau Thompson M1A1. Inventată în anul 1919 de către John T. Thompson, arma era destinată paradoxal trupelor de poliție și cadrelor militare. Istoria se scrie însă astfel. Iar pistolul mitralieră Tommy Gun a devenit faimos în anii prohibiției, atunci când italienii și irlandezii luptau pentru supremație pe piața neagră a alcoolului. Cu o putere de foc de circa 800-850 de cartușe trase pe minut, Tommy Gun putea reduce la o grămadă de fier contorsionat orice mașină de epocă lipsită de blindaj. La fel de bine putea distruge în totalitate un local, un magazin sau orice persoană care i-ar fi apărut în cale. Decalogul mafiotului, cele 10 porunci mafiote. Atunci când carabinierii l-au arestat pe mafiotul Salvatore Lo Piccolo, cel poreclit Il Barone, baronul, la 5 noiembrie 2007, printre lucrurile acestuia a fost descoperită o listă a codurilor mafiote care i-au uimit și pe oamenii legii. Nimeni nu se gândise că regulile mafiote au mers până acolo încât să se creeze chiar un cod din 10 porunci pentru membrii Cosa Nostra. Nimeni nu se poate prezenta direct unui om de onoare. Trebuie să existe o a treia persoană care să facă introducerea.
Niciodată să nu te uiți la soția unui prieten sau om de onoare. Niciodată să nu fii văzut în compania unui polițist. Nu trebuie să intri în cluburi sau baruri. Să fii mereu pregătit pentru a îndeplini ordinele date de Cosa Nostra, chiar dacă soția ta este pe punctul de a naște. Trebuie să fii întotdeauna punctual. Soțiile trebuie tratate cu respect. Atunci când ești întrebat ceva, răspunsul nu trebuie să conțină decât adevărul. Nu poți lua bani care aparțin unor sau uneia dintre familiile mafiote. Ce fel de oameni nu pot intra în Cosa Nostra? Oricine are o rudă sau un apropiat în poliție, oricine nu respectă codurile morale și care are un comportament urât, oricine care are o rudă care a trădat deja mafia. Cei mai mari mafioți din istorie. Al Capone, 1899-1947, este cel mai cunoscut gangster din toate timpurile. Și-a început afacerea la 14 ani în Chicago. Al Capone a coordonat o adevărată rețea de trafic cu alcool, jocuri de noroc sau prostituție. Una dintre cele mai mari și sângeroase operațiuni ale mafiotului de origine italiană a avut loc de Sfântul Valentin. În 1929, când și-a eliminat aproape toți inamici într-o singură zi după acțiunea grupării sale Chicago Outfit. După acest moment, autoritățile vor urmări atent, iar în 1932 Al Capone e condamnat la 11 ani de închisoare, dar pentru evaziune fiscală. În noiembrie 1939 va fi eliberat condiționat. Maviotul nu va mai face probleme autorităților, fiind printre puținii nași care moare în patul său de moarte naturală. John Gotti, 1940-2002, a fost unul dintre cei mai faimoși și periculoși mafioși din lume. A devenit cunoscut după ce l-a ucis pe Paul Castellano, alt celebru naș, în 1985, șeful grupului Gambino și devenind liderul acestui grup. La puțin timp a fost arestat de FBI și condamnat la închisoare pe viață pentru crimă, evaziune fiscală, cămătărie și alte capete de acuzare. A murit de cancer în 2002. Carlo Gambino, 1902-1976, și-a început de tânăr activitatea infracțională, la 19 ani fiind deja cunoscut de gangsteri italieni. Pleacă în Statele Unite, unde lucrează pentru diferite grupări. În 1957 îl ucide pe Albert Anastasia, mafiot și criminal important din New York. Gambino a controlat o bună parte din orașul New York până la moartea sa din cauze naturale, în 1976. Lucky Luciano, 1897-1962, cu numele său adevărat Salvatore Lucania, a ajuns cunoscut sub numele de Charles Luciano și el a rămas în istorie drept cel mai vestit cap al mafiei siciliene din Statele Unite ale Americii, dar afacerile sale s-au derulat și pe alte continente. În toată cariera sa criminală a avut grijă de fiecare dată să-și elimine colaboratorii. La sfârșitul anilor 30, era unul dintre cei mai importanți mafioși din Statele Unite ale Americii, iar după cel de-al doilea război mondial, va fugi în Cuba și apoi în Italia, unde își continuă parte din afaceri, mai ales cele care implicau drogurile. Este cunoscut ca nașul care a pus bazele cupolei, asociația principalelor familii mafiote. Corleone, vatra mafiei. Mafia s-a născut la Corleone. Aici se află și încă se află locul de naștere al mai tuturor nașilor. Corleone era un sătuc rătăcit în munți, undeva ascuns în umbra orașului Palermo. Aici se trăia din cultivarea pământului cu cicoare și risotto sau din păstorit. De aici au plecat viitoarele mari familii mafiote pe Bagarella, Lobue, Riina, Provenzano, Corleone, Genovese, Luciana și mulți alții. Cei din Corleone îi preveau de sus pe ceilalți doni, inclusiv pe Al Capone, care, nefiind sicilian, i-a fost foarte greu să se impună ca naș. Despre mafia ar fi mai multe de spus. Și poate vom reveni cu legăturile dintre Biserica Catolică, politică și mafie. Pe curând, dar până atunci nu uitați, che surd orbe tași campa centani in pași. Cine surd, orb și mut, va 300 de ani în pace. Eu sunt Cristian Alexandrescu și vă mulțumesc că ați urmărit acest documentar realizat după un material de George Hodorogea. Pe curând!